După medalia obținută la ultima ediție a Euro Challenge, Energia Târgu Jiu a început pregătirea pentru o nouă aventură europeană. Gorjenii vor evolua în prima ediție a FIBA Eurocup. În noul debut în basketul românesc, Energia Târgu Jiu pornesc în noul sezon cu un lot schimbat aproape în totalitate. Aseară, Antonis Constantinides, antrenorul principal, și-a pus la muncă și noile achiziții ale clubului gorjean. You are change many things in the team from the last year. They stay only 3-4 players from last year, and all the others they are new. S-au schimbat multe lucruri față de sezonul trecut, n-au rămas decât 3-4 jucători, toți ceilalți sunt noi. And actually we have to start from the beginning, we build one new team. Trebuie să o luăm de la început și să reconstruim o echipă. Sunt jucători de o certă valoare care și-au demonstrat calitățile în campionate puternice, cum este cel al Poloniei. Câștigătoarea medaliilor de bronz în Final Four Euro Challenge 2015, Energia Târgu Jiu a fost cap de serie și va juca împotriva campioanei Kazahstanului, arhicunoscută de reprezentantele basketului românesc, împotriva campioanei Ciprului, revenită după 13 ani de absență în cupele europene, și a campioanei Kosovo, care anul trecut a cucerit trofeul Ligii Balcanice. În Liga Națională, Energia va juca în prima etapă pe teren propriu în fața unei echipe nou promovate pe prima scenă a basketului românesc, Phoenix Galați.